Mulțumim Lui Dumnezeu pentru că avem din nou posibilitatea de a fi alături de cuvântul Său. Cu această ocazie vom încerca să vorbim puțin despre importanța muzicii și totodată să înțelegem și pericolul care ne-l asumăm atunci când muzica nu este folosită așa după cum Domnul dorește. Aș vrea să începem studiul nostru cu un verset din Carta Psalmelor, Psalmul 47, versetul 7. Unde Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă pe fiecare dintre noi ca să fim înțelepți în momentul în care alegem ca să-l lăudăm pe Dumnezeu. Căci Domnul este împărat peste tot pământul. Cântați o cântare înțeleaptă. Dacă ar fi să ne uităm la originea muzicii, ne dăm seama de fapt că muzica a fost creată de Dumnezeu. Și este un lucru minunat atunci când noi oamenii de pe pământul acesta avem această posibilitate și totodată poate și har sau dar de la Dumnezeu să putem lăuda pe Domnul cu vocele noastre. Este un lucru extraordinar atunci când ne înălțăm vocea către Dumnezeu și aducem slavă. Dar vedeți, de multe ori această binecuvântare poate deveni un blestem și un blestem teribil Aș îndrăzni să spun, de fapt, că muzica este o armă, o armă cu două tăișuri. Ar putea să curățe sufletul nostru de tot ce este întinat, ar putea să ne apropie de Dumnezeu, ar putea să ne facă, de fapt, să înțelegem că firea noastră este supus păcatului și avem nevoie de un Salvator. Dar, tot prin muzică, putem să-l uităm pe Dumnezeu. Putem să ne îndepărtăm de El, putem să ne lepădăm de El, putem deveni de fapt un blestem în loc de binecuvântare. Aș dori să amintesc un gând pe care cu siguranță majoritatea dintre noi îl știu din Căminul Advent, pagina 409, și spune cuvântul inspirat că muzica atunci când este serioasă este o mare binecuvântare. Însă atunci când este folosită în mod greșit, constituie cel mai teribil blestem. Vedeți, muzica poate să fie o binecuvântare pentru sufletul nostru, muzica poate să fie o binecuvântare pentru biserica noastră, muzica poate să fie o binecuvântare pentru cei din jurul nostru, pentru cei care ascultă cântarea de laudă adresată lui Dumnezeu. Dar, tot prin muzică, putem să fim amăgiți de diavolul, putem să fim înșelați, putem să fim duși departe, putem să fim duși în rătăcire sau să ducem pe alții în rătăcire. În cartea Educația, o carte minunată, la pagina 168, ni se spunea Muzica este adesea pervertită pentru a sluji scopului răului și astfel devine unul dintre cei mai ademenitori agenți ai lui satana. Vedeți, cântăm de multe ori muzică religioasă, spunem că este muzică creștină, căutăm pe internet muzică creștină, și auzim cuvinte frumoase de laudă aduse lui Dumnezeu și spunem că aceasta este totul. Dar vedeți dumneavoastră, suntem avertizați și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că deseori muzica este pervertită. În loc să devină ceva ce ne-ar atrage către Golgota, din contra ne îndepărtează de Golgota. Ne îndepărtează de cruce, ne îndepărtează de adevăr, de dragoste și de iubire și pune stăpânire pe viața și pe inima noastră un alt Duh, un alt Dumnezeu, un Dumnezeu al viacului acestuia. Spunea că adeseori ea devine cel mai mare blestem și cel mai puternic agent prin care diavolul caută să ne ademenească. Cu toate acestea, dacă privim partea bună și dacă folosim acest dar care Dumnezeu ne l -a și spun lucrul acesta pentru cei care sunt binecuvântați de Dumnezeu cu acest dar, dacă îl folosim în mod corect, cuvântul inspirat ne spune de fapt că muzica este unul dintre cel mai important mijloc de a aduce sufletul la adevăr, la lumină, la bucurie. Citesc din îndrumarea copilului, pagina 524. Muzica este unul din cel mai eficient mijloc de impresionare a inimii cu adevărul spiritual. Deseori am întâlnit persoane care spune că eu l-am cunoscut pe Domnul în momentul în care am ascultat o cântare, un imn de slavă, un imn în care se vorbea despre dragostea lui Dumnezeu, despre puterea lui Dumnezeu. Și deseori putem vedea că oamenii aceștia l-au primit pe Dumnezeu în viața și inima lor, au fost transformați și la rândul lor au putut să ducă această solie minunată mai departe. Muzica, într-adevăr, este o armă care moaie sufletul. O armă care ne apropie de Dumnezeu, ne dă putere să mergem mai departe. Ne face să pășim prin credință atunci când suntem disperați. Muzica este aceea ce aduce nădejde și speranță în inima adevăratului credincios. Și ne spunea în Patriarh și Profeți, pagina 594, muzica a fost dată pentru un scop sfânt. Acela de a înălța gândurile către cele curate, sfinte și înălțătoare și pentru a trezi în suflet adorarea și recunoștința față de Dumnezeu. Dacă e să ne întrebăm pentru ce a fost întemeiată sau inventată, dacă e să spunem așa, muzica, de ce a Trebuit să fie în corurile cerești acea muzică care aducea slavă lui Dumnezeu? Care era scopul? Tocmai acesta, de a ne înălța pe noi mai aproape de Dumnezeu, de a-L înțelege mai bine pe Dumnezeu, de a fi fericiți alături de Dumnezeu, de a putea să lăudăm pe Dumnezeu și aduce bucurie în celor și celor din jurul nostru. Și acum, atenție, un gând minunat din îndrumarea copilului, pagina 524. Și poate că fiecare dintre noi, când vom auzi aceste cuvinte, ne vom aduce aminte de episoade din viața noastră, momente când eram disperați, când nu mai aveam parcă nicio ieșire. Și totuși Dumnezeu a găsit un mijloc de a ne salva și aduce lumină în viața și inima noastră. Cât de adesea vreun suflet apăsat și gata să cadă în disperare, își amintește niște cuvinte de ale lui Dumnezeu Dintr-un cântec al copilăriei, de mult uitat, și ispitele își pierd puterea. Viața primește însemnătate și o țintă nouă, iar curajul și bucuria sunt împărtășite apoi cu alții. Nu așa că am experimentat fiecare dintre noi momente de felul acesta. Atunci când eram necăjiți, atunci când ni se părea de fapt că nu mai există viitor pentru noi, atunci când credeam că situația asta este fără ieșire, dintr-o dată ne-am amintit ceva din trecutul nostru. Din momentul acela când noi îl lăudam pe Dumnezeu, când aduceam slavă, când prin cuvintele noastre spunem că Domnul poate să rezolve totul și să facă totul. Și încetul cu încetul, parcă descurajarea aceasta, deznădejdea aceasta, se risipea din viața și inima noastră. Și ne ridicam, așa cum spune cuvântul, cel neprihănit cade și se ridică iarăși. Și ne ridicam și priveam către Domnul și spunem, a Domnului este biruința și mergem mai departe. Aceasta este puterea muzicii. Ea poate să transforme sufletul nostru. Cu părere de rău, există un gând din spiritul profetic mai departe și ne spune aici, deseori folosim acest dar care ne l-a dat Dumnezeu pentru a ne înălța pe noi înșine. Și atunci nu mai ținem cont de regulile lui Dumnezeu. Nu mai ținem cont de a lăuda pe Dumnezeu și a aduce slavă lui Dumnezeu. Deseori căutăm să ieșim în evidență și în felul acesta pierdem de fapt ceea ce este cel mai esențial de a aduce glorie celui care și-a dat viața pentru noi. Citesc. Cât de mulți sunt cei care folosesc acest dar pentru a se înălța pe sine însuși? În loc să-l folosească pentru a-l proslăvi pe Dumnezeu, muzica pentru ei devine idolul în fața căruia ei se închin. Mulți dintre cei ce pretind a fi creștini, păzitori ai sabatului, satana nu are nicio obiecție față de muzică dacă el poate să facă din acesta un canal prin care să aibă acces la inima tinerilor și ascultăm muzică creștină și cântăm muzică creștină și deseori am auzit această zicală și poate și dumneavoastră ați auzit-o, cuvintele contează, nu vezi ce cuvinte frumoase? Dar atunci când o lauzi, de fapt, nimic, chiar dacă vorbele, buzele, îți spun cuvinte despre Mântuitorul, inima ta nu este legată de Mântuitorul. Tu ești departe de El. Și spune că Satana se bucură de lucrul acesta și dorește ca tinerii să folosească această muzică atâta vreme cât muzica îi va îndepărta, de fapt, de Dumnezeu, în loc să-i atragă. Aș vrea să aduc înaintea noastră, în atenția noastră, câteva exemple din Sfânta Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu. Să vedem, de fapt, unde duce muzica atunci când nu este condusă de Dumnezeu atunci când nu este așa după cum dorește Dumnezeu. Citesc din cuvântul inspirat. Pe când se apropiau de tabără, au văzut poporul strigând și dansând în jurul idolului lor. Știm despre ce este vorba. Moise, omul lui Dumnezeu, acel om care de fapt sau prin care Dumnezeu a scos poporul Israel din Egipt, îl chema sus ca să-i dai legea sa. A scris-o cu unsuși degetul său. Și apoi, dintr-o dată, Domnul îi zice lui Moise, vezi că poporul tău a luat o raznă. Și Moise se întoarce cu tablele legii și în momentul în care se apropie de tabără, însoțitorul său spune că în tabără se aude strigă de război. Dar Moise zice, acesta nu este strigăt nici de biruit, nici de biruitor. Și când se apropie, au rămas înmărmuriți. Poporul lui Dumnezeu, acela pe care Dumnezeu l-a scos cu putere și cu dragoste, acela care a, a fost alături de ei întotdeauna, dansau, jucau, chiuiau, parcă de fapt nu l-ar fi cunoscut niciodată pe Dumnezeu. Se închinau înaintea unui idol și strigau, Israele, acesta este Dumnezeul tău care te-a scos din Egipt. Iată cum muzica ne poate îndepărta de Dumnezeu. Și mai mult decât atât, un lucru mult mai clar pe care am vrea să ne-l amintim în aceste momente, ne aducem aminte de poporul Israel. Și această situație, dragii mei, se, se aseamănă atât de mult cu situația în care ne aflăm noi astăzi. După ce au călătorit atâta vreme prin pustiu, după ce au fost asaltate de atâtea probleme și Dumnezeu a fost alături de ei, după ce au suferit arșiță, după ce au suferit poate sete, au tot felul de probleme și acum se aflau la hotarele țării promise. În curând trebuiau să treacă Iordanul, să ia în stăpânire țara promisă. Se întâmplă un lucru extraordinar. Poporul a lăsat garda jos. Să te-au liniștit, oh, în curând, când va zice Domnul, vom lua... În stăpânire ceea ce a promis. Ce cu mult timp înainte i-a promis lui Avram să facă un neam mare, o țară puternică. Și Dumnezeu era gata să facă lucrul acesta acum pentru poporul său. Dar oamenii de dincolo din Iordan au început să se îngrijoreze. Și au privit la poporul acesta care venea dinspre pustie. I-a cuprins frica. Pentru că au auzit ce lucruri mare a făcut Dumnezeu pentru ei. Și atunci au început să caute soluții, să rezolve combat situația. Le era frică să înceapă un război cu ei, pentru că erau conștienți că Dumnezeul lui Israel e un Dumnezeu puternic și nu poate fi biruit. Și atunci au auzit că este un om al lui Dumnezeu, unul care a lăsat pe Dumnezeu pe pagina a doua din viața sa. Merge la el și stă de vorbă cu Balam. Și spune, uite, Balam, noi avem o problemă. Vine un popor din pustie. Iar nouă nu este frică să mergem la război. Fă cumva, retrage bine binecuvântarea de peste el. blastă l ca să putem să-l învingem. Cu siguranță Balam a dorit mult banii pe care îi da Balac. Și după ce a chipzuit el, după ce s-a târguit cu Dumnezeu, în cele de urmă a zis, voi merge. Și merge acolo și în momentul în care încearcă să-și facă meseria, nu putea să facă nimic. Și începe el și spune, văd un popor care este deosebit dintre toate popoarele, și el binecuvântă în loc să-l blesteme. Și atunci Balac se supără și spune, a, dar ce mi-ai făcut eu, te-am chemat să faci una și tu faci alta. Și el zice, nu pot să blastăm pe cel pe care Dumnezeu l-a binecuvântat. Cât de important este să fii alături de Dumnezeu în toate timpurile, să ai protecția lui Dumnezeu. Cât de frumos este lucrul acela să vezi de fapt că diavolul tremură în stânga și în dreapta ta și nu poate să-ți facă nimic, pentru că îl ai pe Dumnezeu lângă tine. Dar Balam zice, știi ce? Totuși există o soluție. Care o fi aceasta? Și spune, ai cam să te învăț. Este interesantă istoria pe care noi o citim în continuare. Și spune cuvântul inspirat din Patriașii Profeți, pagina 457, la îndemnurile lui Balam, împăratul Moabului, împăratul Moabului, a pus la cale o mare petrecere în cinstea zeilor și i-a dat în grijă lui Balaam să-i determine pe israeliți să ia și ei parte. Întrucât Balaam era privit de ei, adică de evrei, de poporul Israel, ca un profet al lui Dumnezeu. Atunci lui nu i-a fost greu să-și ducă la îndeplinire planul. Observați, dragii mei, prin cine lucrează satana deseori? Prin aparentul omului Dumnezeu. Și ce face el? Duce la îndeplinire planul cui? Planul diavolului. Și atunci, ce l-a îndunat Balam pe Balac? Știi ce? Fă o sărbătoare. Tu oricum faci sărbători deseori. Păi fă-o de data aceasta mai aproape de graniță. Să fie vizibilă. Și fă o mult mai frumoasă decât a fost altă tată. Fă așa ceva ca să atragă ochii, să izbească privirea. Și eu mă voi ocupa să îndemn pe ei să vină să privească și ei acolo. Și o să vezi ce o să iasă. Și facem tocmai lucrul acesta. Se, adume, se adună lume multă, aproape de graniță, aproape de Iordan. Și începe să sărbătorească. Și fac focuri și noaptea târziu, la lumina focului, cântau și dansau și lăudau pe zeii lor. Și erau atât de bucuroși și atât de fericiți. Și spune cuvântul inspirat că omul lui Dumnezeu, între ghilimele, vine în tabăra poporului Israel și este bine primit. O, oh, vine omului Dumnezeu aici! Și spune, măi, oameni buni, păi nu trebuie să ne purtăm ca niște ciudați. De ce trebuie să stăm noi așa distanți de toți oamenii? Dumnezeu ne-a creat ființe soci sociabile. Trebuie să fim împreună, trebuie să, să socializăm împreună. Până la urmă ei vor fi vecinii voștri, până la urmă va trebui să trăiți împreună cu ei, trebuie să vă cunoașteți, trebuie să le cunoașteți obiceiurile și ei să-L cunoască pe Dumnezeul vostru. Nu aceasta vreți voi? Nu pentru aceasta va chema Dumnezeu? Nu pentru aceasta va ales Dumnezeu ca să fiți un, o lumină? Cum puteți să le arătați lumina dacă voi stați izolați aici? Și fiind considerat omului Dumnezeu, spune cartea, nu le-a fost greu ca să-i convingă pe israeliți să meargă acolo. Citesc mai departe. O mare parte din popor s-a dus să vadă și ei sărbătoarea. Hai că doar nu fi. Mergem și noi să vedem sărbătoarea. Nu? Și ne spune mai departe citatul S-au încumetat să umble pe o cale oprită. N-aveau ce căuta acolo ei, poporul lui Dumnezeu, care aveau protecția lui Dumnezeu, n-aveau ce căuta la sărbătoarea lor. Dragul meu, mă întreb astăzi, tu crezi că este permis ca să mergi la sărbătoarea lor? Nu crezi că este aceeași situație? Nu crezi că în același fel poate chiar un om așa zis al lui Dumnezeu te îndeamnă și spune dar hai să lăudăm și noi pe Domnul împreună cu ei. Cum? Crezi că este potrivit lucrurile acestea să aduceți jertfe împreună? Ce legătură are Dumnezeul lor cu Dumnezeul nostru? Este vreo legătură între ei? Putem noi să slujim la ambii Dumnezei? Este imposibil lucrul acesta. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, s-a încumetat să meargă prin propria lor putere pentru că Dumnezeu n-a mai mers cu ei. Și ce s-a întâmplat? și s-au prins în lanțul, lațul lui Satana. Ce s-a întâmplat? Au fost prinși. Și în momentul în care ești prins în lațul lui Satana, dintr-o dată orbești. Nu mai vezi realitatea. Nu mai știi să faci deosebire între bine și rău. Ești vrăjit. Și citesc mai departe: ademeniți de muzică și jocuri. Oh, ce frumos era. Ce adunări se fac, deseori se fac adunări și suntem atât de posomorâți. Ce fel de adunări astea? Păi noi nu spunem o glumă, noi nu râdem, noi nu ne distrăm. Noi... Eu erau oameni fericiți. Păi știți cum ne-au primit când am fost la ei? Auzind deseori. Se poartă mai bine decât un creștin. Și tânjim lucrurile acestea. Și au venit femeile la bărbați. Imediat, chiar dacă nu i-au văzut niciodată, i-au luat de mână și au zis, Hai cu noi! i-au pus la masă, au glumit, au spus glume și s-au simțit atât de bine. Erau extraordinar de bucuroși. Se zice, Băi, ce am stat noi atâta vreme acolo pe malul Iordanului? În loc să venim și noi, uite ce oameni de treabă, să ne distrăm și noi, să ne descrețim, nu destul am stat atâta timp în pustia arzătoare. Nu destul atât de mult am fost afectați de problemele vieții. Acum când avem posibilitatea să ne bucurăm, de ce să nu o facem? Și spunea, ademeniți de muzică și de jocuri, atâțați de frumusețea dansatoarelor păgâne, sau le lepădat de credincioșia lor față de Dumnezeu. Cât timp a trecut? Ne gândim de fapt de câte ori ne jucăm noi cu focul, nu? Ne jucăm primăvara, ne jucăm iarna și ne jucăm oricând. Amestecăm sărbătorile Domnului cu sărbătorile lor și spunem că suntem creștini. Și credem că îi atragem spre Dumnezeu creșit total. Niciodată nu îi vei atrage către Dumnezeu. Pas cu pas te duce la vale. Și conștiința ta care cândva poate este curată sau a fost curată, se șterge. Și nu mai poți face deosebire între bine și rău Și observați de fapt ce se întâmplă Ce s-a întâmplat în viața acestor oameni Se întâmplă în viața ta și în viața mea Dacă mă încumeți să pășesc pe acest teren Pornirile firești au ajuns să-i stăpânească Pornirile firești care până acum erau înfrânate Au ajuns să-i stăpânească Păi a văzut în stânga și în dreapta că toți dădeau liber sentimentele lor. Că nu se mai înfrânau. Fiecare făcea ce, oh, ce bucurie, ce fericire era acolo. Erau extraordinare Spune că pornirea firește, au ajuns să-i stăpânească. Și odată ce conștiința lor li s-a mânjit, odată, e destul, odată, Spune că odată ce conștiința lor li s-a mânjit, prin aceste fapte destrăbălate, doar că au privit mai întâi. Și au văzut Spune că conștiința lor s-a mânjit. Conștiința care era curată odată, acea conștiință care făcea deosebire între bine și rău, acea conștiință care le, le ducea gândul și mintea mereu numai la Dumnezeu, s-a murdărit. Și odată ce a fost murdărită, spune cuvântul inspirat de fapt că s-au lăsat în duplecați. Nu? la insistența femeilor, bărbaților. Hai și tu, hai să vezi și tu cum ne închinăm noi. Am auzit că voi sunteți oameni credincioși. Nu vrei să mergi cu noi să, vedem, să vezi ce facem noi, cum facem, cum ne închinăm? Și spune aici, ci că s-au lăsat în duplecați să se închine înaintea idolilor. Păi, na, erai stânjenit de acum. Chiar să fii și tu ca cei trei tineri să rămâi în picioare, Păi, dacă tot ai venit aici, păi se simt oamenii rău, se simt prost. Și s-au plecat și ei. S-au plecat înaintea idolului. Și apoi n-a fost suficient aici. Au adus jertfe pe altarele păgânești. Ce au făcut? Au adus jertfe pe altarele păgânești și au luat parte la cele mai înjositoare ceremonii. Dragii mei, cum ajunge un om care cunoaște puterea și dragostea lui Dumnezeu? Un om care a fost purtat prin har, a călătorit prin pustie și spune cuvântul lui Dumnezeu și încălțămintea lor nu s-a rupt. Picioarele lor nu s-au umflat. Ziua erau protejați de un stâlp de nor. Iar noaptea erau încălziți și erau luminați de un stâlp de foc. Domnul Isus Hristos însuși s-a făcut stâncă de apă pentru a le satisface nevoile lor. Pâinea din cer le-a fost asigurată în fiecare zi. Și cu toate acestea, acum, au ajuns să întoarcă spatele către Dumnezeu. S-au bucurat de plăcerea de o clipă, Inima lor și urechea lor a fost încântată de tot ceea ce se întâmplă. Păreau că sunt desprinși dintr-o altă lume. Totul era extraordinar. Toți erau veseli, toți erau plini de bucurie, dar fără Dumnezeu. Și nebunia lor au ajuns să aducă jertfele păgânilor. Și mai mult decât atât, ne spune cartea că au ajuns să participe la cele mai înjăzitoare ceremonii. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în romani? Din pricina de fapt că nu l-au păstrat pe Dumnezeu în inima lor, Dumnezeu i-a îngăduit să facă tot felul de lucruri urâte. În această situație a ajuns poporul Israel atunci. În această situație putem ajunge fiecare dintre noi atunci când ne jucăm cu acest dar pe care ne l-a dat Domnul. Atunci când nu încercăm să-L folosim doar pentru a lăuda pe Dumnezeu. Atunci când dorim să ne distrăm. Atunci când uităm de fapt de marea binecuvântare care Dumnezeu ne-a dat-o. Atunci când ne concentrăm inima, mintea și gândul pentru bucuria de o clipă a păcatului. Ajungem exact în aceeași situație. Citesc în continuare. N-a trebuit mult ca o travă să se întindă ca o molimă ucigătoare prin toată tabăra lui Israel. Nu trebuie mult timp. Privim astăzi în jurul nostru, oare nu care cumva această molimă este întinsă în tabăra lui Israel? Oare nu care cumva ne place? Nu care cumva suntem deranjați atunci când cineva ne deranjează de la aceste servicii aduse Domnului între ghilimele? Dar nu știm cărui domn Nu ne simțim ofensați Și cuvântul lui Dumnezeu spune că Această nenorocire, această plagă, această urgie A cuprins toată tabara lui Stalin Și mai mult decât atât, dragii mei Un lucru care mă cutremură Spune că poporul părea că este vrăjit da, Lasă-mă mă, ce vezi tu rău în asta? Acum, a, păi, voi sunteți din ăia cu ochelari Voi sunteți din ăia învechiți Acum noi suntem de ăia destupați tavara Israel era vrăjită. Și stăteai și te uitai. Doamne, unde a ajuns poporul Domnului? Mai mari și fruntașii poporului au fost printre primii care s-au abătut. Apoi mulți alții din popor încât apostazia a ajuns generală. Mă cutremur la gândul că și noi suntem pe malul Iordanului. Am străbătut pustia, am avut atâtea probleme, atâtea încercări. Credința poporului nostru, îndeosebi a poporului român, a fost aspru încercată în zilele de comunism. Am pășit prin pustie, am pășit peste șerpi. Am dus lipsă, dar am fost cu Dumnezeu și am văzut că avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu care ne păzește, un Dumnezeu care ne-a dat binecuvântare. Am știut să-l lăudăm pe Dumnezeu și să ne bucurăm pentru Dumnezeu. Astăzi, când suntem pe malul Iordanului, când așteptăm momentul și clipa pentru ca Domnul să ne ducă în țara promisă, uităm să mai fim treji. Încercăm să trăim clipa de moment, așa cum o fac toți oamenii. Încercăm să nu mai fim atât de deosebiți față de ceilalți. Ne complacem cu obiceiurile lor, cu muzica lor, cu îmbrăcămintea lor, cu vorbirea lor. Și suntem vrăjiți. Și dacă cineva ne deranjează din această vrajă și caută să o rupă, chiar ne revoltăm. Dragii mei, este momentul ca într-adevăr fiecare dintre noi să ne scuturăm, să ne ridicăm din nou și să spunem că Domnul este pământul și marea. Și să-l lăudăm pe Dumnezeu pentru că El și-a dat viața, pentru că niște oameni ca noi, păcătoși, să poată să aibă viață și să poată a, să aibă intrare acolo în Paradisul lui Dumnezeu. Aș vrea să amintesc un verset din Sfânta Scriptură pentru ca să vedem finalul acestei întâmplări. Număr 25 cu 9. S-au bucurat, s-au distrat. Această stare a cuprins întreg poporul Israel, aproape întreg poporul Israel. Și rezultatul? Versetul 9 din număr 25. 24 de mii au murit loviți de urgia Domnului. Ce păcat! Să străbați tu atâta pustiu, să vezi peste Iordan țara promisă, acea țară care Domnul a zis că ți-o voi da ție, acea țară care Dumnezeu a promis-o lui Avram, atunci când i-a zis, vezi stelele cerului, le poți număra, așa va fi seminția ta. Să ajungi acolo, să vezi aproape împlinirea lui Dumnezeu și să pierzi totul. Pentru ce? Pentru o bucurie de moment. Dragii mei, nu se merită lucrul acesta. Satana caută să ne distragă. Satana caută să ne îndepărteze de Dumnezeu. Aș vrea în minutele următoare să ne oprim puțin și asupra acelui alt aspect, acelui pozitiv. Și doresc ca mintea și inima noastră să rămână încărcată de fapt cu această informație. Pe de altă parte, învățam noi, muzica folosită în mod corect este cea mai mare binecuvântare. Este o binecuvântare extraordinară. Și citesc din educația, pagina 168. Nu există decât puține mijloace mai eficiente pentru fixarea cuvintelor sale în memorie, în afară de repetarea lor prin cântare. Observați că poporul Israel avea obiceiul acesta. Ei aveau cântări despre istorie, cum au trecut prin Marea Roșie, cum au trecut uh, Iordanul, cum au călătorit prin pustie. Toate acestea erau mereu și mereu rep repetate prin cântare. De ce? Pentru ca aceste cuvinte să nu fie uitate niciodată. Uh, Israeliții aveau obiceiul acesta. Și spune cuvântul inspirat de fapt că acesta este unul dintre cele mai eficiente mijloace de a tipări informația în mintea și în inima omului. Și o asemenea cântare are o putere minunată. De ce? Pentru că ea transformă caracterul, transformă sufletul, transformă starea în care te afli, aduce speranță, aduce nădejde. Puterea de a supune firea aspră și necultivată, cântarea poate să facă lucrul acesta. Puterea de a înviora gândirea, de a trezi compasiunea, de a promova armonia în acțiune și de a izgoni tristețea și presimentele sumbre care nimicesc curajul și slăbesc puterile. O cântare poate să facă lucrul acesta. Și haideți să ne aducem un exemplu tot din Vechiul Testament, nu? Ne aducem aminte de omul pe care Dumnezeu l-a ales împărat, primul împărat al lui Israel, Saul. În momentul în care s-a îndepărtat de Dumnezeu, spune cuvântul Dumnezeu că un duh rău a pus stăpânire pe el. Și deseori îl vedem pe Saul că se ieșea din fire, nu mai știa ce cu el, se comporta așa cum nu trebuia. Și atunci îl vedem pe David, că ea arpa și cântă și lăuda pe Dumnezeu și spune cuvântul lui Dumnezeu și Duhul ăla rău îl părăsea pe Saul și Saul se liniștea. Extraordinar are o cântare de laudă adusă lui Dumnezeu. Extraordinară putere are această cântare atunci când este pentru Domnul. Citeam noi la început, cântați Domnului o cântare înțeleaptă. Transformă firea. Ești supărat, ești necăjit. Laudă-L pe Dumnezeu. Să vezi cum găsești curaj să te ridici, să mergi mai departe. Vezi pe cineva la pământ, mergi lângă el și cântă o cântare. Așa cum poți tu. Nu e apărat să ai conservator sau știu eu ce. Mergi și cântă din toată inima. Și vezi cum firea aceea care este împietrită, lăcrimează, se ușurează și apoi poți să de vorbă cu ea. Muzica este într-adevăr o putere. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu această putere, cu acest dar. Dar dacă nu-l folosim în mod corect, putem să ne pierdem, putem să ne distrugem pe noi înșine. Poporul Israel folosea acest dar ori de câte ori avea favoarea și avea posibilitatea să stea în preajma lui Dumnezeu. Dacă este să ne aducem aminte de momentul în care, din Ezra, de momentul în care s-a pus temelia Templului Dumnezeu au fost tocniți oameni care cântau și aduceau slavă lui Dumnezeu. Muzica este o putere extraordinară. Dacă este să ne aducem aminte de cea mai mare victorie a poporului Israel atunci când se afla la zidurile Irihonului, doar au sunat din trâmbiță și poporul a strigat Aleluia, al Domnului este puterea și zidurile Irihonului au căzut. Deseori ziduri mari sunt în fața noastră, munți la care aproape că nu le vedem vârful, se întind înaintea noastră, ne vedem cople. Fără putere, dar dacă îi aducem o cântare de laudă lui Dumnezeu, toate acestea se vor da la o parte. Pentru că Dumnezeu este puterea noastră. Și slavă lui Dumnezeu, pentru că avem un Dumnezeu atât de puternic și atât de mare. Muzica este cea care va fi folosită pentru a aduce slavă lui Dumnezeu. Și în momentul în care noi, copiii lui Dumnezeu, vom trece Iordanul. Adică vom fi acasă în împărăția lui Dumnezeu. Muzica este din Eden și merge până în Eden. Aș vrea să citesc două referințe din Sfânta Scriptură spre final. Și iată ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 5, versetul 9. Și cântau o cântare nouă. Și ziceau: Vrednic ești tu să iei cartea și să rup pe cețile. Prin muzică, întreg cerul aduce gloria lui Dumnezeu, aduce gloria Domnului Isus Hristos, cel care a venit pe pământul acesta, cel care a plătit pentru fiecare dintre noi. Mielul acela a iat, leul lui David. Aduce gloria lui Dumnezeu. Prin muzică noi putem să aducem gloria lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, Cartea Apocalipsei, în capitolul 14, versetul 13, ne spune și ne vorbește, de fapt, despre acea categorie de oameni specială care au cunoscut în mod special protecția și bunătatea lui Dumnezeu. Spune că ei cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor și nimeni nu putea să învețe cântarea afară de cei 144.000 care fusese răscumpărați de pe pământ. Aceștia cântau cântarea suferinței, a experienței lor cu Dumnezeu. Așa cum odinoară cântau israeliții cântarea în momentul în care au ieșit din Marea Roșie. Acea cântare a experienței. Nu vrei și tu să fii în acel cor minunat, să-i aduci slavă lui Dumnezeu. Nu vrei și tu să asculți cântarea aceea perfectă, astăzi ne chinuim, facem studii și care dintre noi ni se pare de fapt că suntem mai perfecți. Dar atunci ne va fi rușine de perfecțiunea noastră și vom cânta și vom aduce slavă lui Dumnezeu pentru că El ne va da această putere și vom spune, Aleluia, Doamne, Tu ești Cel care ne-ai adus aici, prin Tine, prin noi înșine am fi fost pierduți, doar prin Tine suntem mântuiți. Dragii mei, acum spre final, ar vrea să rămânem în minte cu gândul acesta. Ai darul de a-L lăuda pe Dumnezeu. Mulțumește Lui Dumnezeu și zi și noapte. Dă-i slavă Lui Dumnezeu pentru că El ți-a dat de fapt această putere. Muzica este o putere. Dar atenție, folosește în mod înțelept. Folosește doar pentru Dumnezeu. Nu lăsa ca darul tău să fie irosit în plăcerile nebune ale lumii. Întoarceți inima către Dumnezeu și cântă și adu-i slavă lui Dumnezeu din toată inima în mod corect. Laudă-L doar pe El. Tu întotdeauna să fii pierdut, să nu existi. Tu ești cel, ești un instrument în mâna lui Dumnezeu. Și dacă vei face lucrul acesta, vei face lucruri mari. Vei putea răsturna lumea din jurul tău. Vei putea întoarce oameni către Dumnezeu. Vei transmite într-adevăr dragostea lui Dumnezeu prin muzica care Dumnezeu însuși o va pune în inima ta. Doresc ca Bunul Dumnezeu să ne dea putere și în ziua cea finală, când El va veni, să auzim strigătul acela, nu cu o știre de îngeri care vor cânta slavă, să ne lăturăm lor și să mergem către împărăția lui Dumnezeu și să domnim cu El o veșnicie. Aceasta este rugămintea mea și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi și să ne dea putere să putem face voia Lui pe pământul acesta, dar și în împărăția Sa din ceruri. Amin!